Potrivit polițiștilor, de regulă hoții aleg automobile de producție sovietică. Pe gustul lor sunt însă și mașini mai vechi ale producătorilor niponi. Polițiștii mai spun că în ultima perioadă mulți dintre hoți s-au reprofilat și dau prioritate motoretelor. Polițiștii susțin că hoții sunt atrași în primul rând de automobilele fără sistem de alarmă. Infractorii nu aleg mașini scumpe. Aleg mașini lăsate fără supraveghere, fără pază, fără, care nu sunt dotate cu sisteme de alarmă. Sunt multe cazuri mașini răpite de lângă casă. Stăpânul nu trage mașina în ogradă. Dacă și în ogradă mașina, cheile în sistem de pornire, mașina e discuiată. Specialiștii spun că hoții de mașini sunt atât de dotați încât practic niciun sistem de alarmă nu oferă garanție totală. Dacă este calitatea, atunci am ajuns la cele de la 250 евро и выше. Они просто более устойчивы к скрытию, скажем, сканированию от каких-то, скажем, воришек, жуликов, которые имеют оборудование. Datele poliției arată că peste 90% din furturile de mașini înregistrate de la începutul anului au fost descoperite.